De la începutul acestui an și până în luna septembrie, pe raza județului Hunedoara au fost înregistrate 56 de accidente grave de circulație, soldate cu decesul a 16 persoane și rănirea gravă a altor 49. Pentru a reduce numărul accidentelor, polițiștii rutieri se află în permanență pe șoselele din județ în vederea conștientizării participanților la trafic asupra riscurilor la care se expun dacă nu respectă normele rutiere. În acest sens, în această perioadă, Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere realizează proiectul Road Pole Safety Days. Polițiștii rutieri desfășoară în această perioadă activități ample de control în trafic pentru reducerea riscului rutier prin prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere grave și aici vorbim în special despre viteză sub cele două forme, viteza neadaptată la condițiile de drum sau viteza peste limita legală, dar și consumul de alcool sau substanțe interzise, ori utilizarea telefonului mobil în timpul condus. Facem un apel la toți participanții la trafic să respecte normele rutiere și, bineînțeles, să adopte o conduită preventivă astfel încât să reducem riscul rutier împreună și să avem cât mai puțin morți pe șosele din județul Hunedoara. Prin activitățile derulate în trafic, polițiștii hunedoreni urmăresc prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, respectiv combaterea efectuării de către conducătorii de vehicule a unor activități de natură ale distrage atenția în timpul condusului, precum utilizarea telefonului mobil, spre exemplu, combaterea nerespectării regimului legal de viteză, dar și a conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihotrope.